Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom învăța criteriile de divizibilitate. Santa are șase acadele. El dorește să le împartă în mod egal celor doi roboței Alfa. Reușește acest lucru întrucât 6 se împarte exact la 2. Spunem că 2 este divizor al lui 6. Am putea împărți în mod egal cele șase acadele și la trei roboței alfa? Desigur, 3 este de asemenea divizor al lui 6. Întrebarea este dacă ar avea 100 de acadele, le-ar putea împărți în mod egal la 5 roboței? Utilizând proprietățile ale divizibilității, putem găsi condiția ca un număr D să fie divizor al unui număr N fără a efectua împărțirea. O astfel de condiție se numește criteriu de divizibilitate. Criteriul de divizibilitate cu 2. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima cifră este un număr par. De exemplu, 18 este divizibil cu 2 deoarece 8 este divizibil cu 2, dar 19 nu este divizibil cu 2 deoarece ultima cifră a acestuia, 9, nu este divizibilă cu 2. Un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 3. De exemplu, numărul 420 este divizibil cu 3 deoarece 4 plus 2 plus 0 egal cu 6 este divizibil cu 3. Dar 19 nu este divizibil cu 3 deoarece 1 plus 9 egal 10 nu este divizibil cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 9 seamănă cu criteriul de divizibilitate cu 3. Un număr natural este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 9. Numărul 225 este divizibil cu 9 deoarece suma 2 plus 2 plus 5 este divizibilă cu 9, dar numărul 136 nu este divizibil cu 9 deoarece 1 plus 3 plus 6 egal cu 10 care nu se divide cu 9. Un număr natural este divizibil cu 5 dacă ultima sa cifră este 0 sau 5. Numărul 120 este divizibil cu 5 deoarece are ultima cifră 0, dar numărul 931 nu este divizibil cu 5 deoarece are ultima cifră diferită de 0 și de 5. Un număr natural este divizibil cu 10 dacă ultima sa cifră este 0, de exemplu 10 sau 1300. De aici, criteriul de divizibilitate cu 10 la puterea n. Un număr natural este divizibil cu 10 la puterea n dacă ultimele sale n cifre sunt egale cu 0, unde n este un număr natural nenul. Numărul 5400 este divizibil cu 100. Și, numărul 27.000 se divide cu 10 la puterea a treia. Un număr natural este divizibil cu 4 dacă numărul format din ultimele două cifre este divizibil cu 4. De exemplu, 1484 este divizibil cu 4 întrucât 84 se divide cu 4 și numărul 1218 nu este divizibil cu 4, deoarece 18 nu se divide cu 4. Asemănător cu acest criteriu, avem criteriul de divizibilitate cu 25. Un număr natural este divizibil cu 25 dacă numărul format de ultimele două cifre este divizibil cu 25. De exemplu, 1275 este divizibil cu 25 deoarece 75 este divizibil cu 25, și 1760 nu este divizibil cu 25 pentru că 60 nu se divide cu 25. Vom rezolva în continuare câteva aplicații în care vom utiliza criteriile de divizibilitate. Pentru a determina cel mai mare număr natural de 4 cifre distincte care este divizibil cu 2, Conform criteriului de divizibilitate, ultima sa cifră este un număr par. Notând cu ABCD numărul căutat unde A, B, C, D cifre distincte, D va fi o cifră par. Cel mai mare număr de această formă va avea cele mai mari cifre distincte așezate descrescător începând cu cel mai mare ordin. Acesta va fi 9876. Numărul de formă ABCD este divizibil cu 5 dacă D este 0 sau 5. Cel mai mare număr care respectă aceste condiții este 9875. Numărul ABCD este divizibil cu 10 dacă D egal cu 0. Obținem soluția 9870. Numărul ABCD este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 9 vom considera cele mai mari trei cifre posibile de la stânga la dreapta și ultima cifră D, pentru a verifica criteriul de divizibilitate, va fi egală cu 3. Obținem numărul 9873. În cea de-a doua aplicație, numerele de forma ABAAB sunt divizibile cu 5, dar nu sunt divizibile cu 3. Cum numerele de forma ABAAB sunt divizibile cu 5, conform criteriului de divizibilitate, b egal cu 0 sau 5. Cum acest număr nu este divizibil cu 3, suma cifrelor sale nu poate fi divizibilă cu 3. 3a este divizibil cu 3 pentru orice valoare a cifrei a. Rezultă că 2b nu se divide cu 3, deci b nu se divide cu 3. Cum 0 este divizibil cu 3, deducem că b egal cu 5. În aceste condiții, numărul de forma ABAAB are suma cifrelor egală cu 3A plus 10. Cum 3A divizibil cu 3 și 10 nu este divizibil cu 3, rezultă că 3A plus 10 nu este divizibil cu 3, ceea ce înseamnă că A poate fi orice cifră nenulă. Soluțiile le obținem înlocuind cifra A pe rând cu valorile de la 1 la 9, cifra B fiind de fiecare dată egală cu 5. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.